Televiziunea s-a făcut altfel la RTS. Locul crainicelor, al moderatorilor și al reporterilor a fost luat de Tinere Speranțe. Copiii sunt în clasa 1 la școala numărul 6 din Drobeta, Turnu Severin și au intrat în contact pentru prima dată cu profesia de jurnalist. Spontan și lipsiți de inhibiții, copiii au demonstrat că presa are viitor. Bună ziua! Săptămâna aceasta este săptămâna altfel. Nu mergem la școală, nu facem teme, dar vom învăța lucruri noi. Noi astăzi am venit la sediul televiziunii Severin ca să învățăm cum se fac știrile. Îți place mai mult școala altfel sau școala? Da, îmi place mai mult școala altfel. Învățăm și acolo în excursii despre ce ne ducem. Acum învățăm despre știri. Mai fain, băiat. Îmi place mai mult școala altfel. De ce? De ce? Școala altfel îmi place pentru că facem știri, ne ducem natură, la biserică, la bibliotecă. Și pentru că au demonstrat că sunt talentați, au devenit jurnaliști pentru o zi. Sunteți jurnaliști pentru o zi. Și dacă v-a plăcut astăzi, poate cine știe, când veți crește mari, chiar veți dori să fiți jurnaliști adevărați. Elevii se bucură foarte mult, nu mai fac teme, activitățile sunt atractive, învață să se joace, socializează. La fel de isteți sunt și elevii școlii numărul 2 și ei au profitat de săptămâna în care școala este altfel decât o cunoaștem toți pentru a vizita televiziunea. În toate școlile se derulează programul național Vreau să știu mai multe, vreau să fiu mai bun. Doamna învățătoare a fost asaltată de întrebările micilor reporteri. Ce părere aveți despre săptămâna altfel? O consider foarte importantă săptămâna altfel, pentru că îi cunosc pe copiii în afara perimetrului clasei și ei sunt minunați în orice situație. Cum ați stabilit aceste activități minunate? Păi mărturisesc că am fost un pic egoistă și întâi m-am gândit eu la ele, dar apoi m-am consultat cu elevii mei, care sunt deosebit de ingenioși, și cu părinții care îmi sunt un real sprijin în a fi alături de acești copii minunați. Copiii au fost încântați să descopere un alt univers, să afle ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat. O parte dintre ei au fost cuceriți de profesia de jurnalist și poate că această întâlnire cu televiziunea le va rămâne în suflet atât de mult, încât poate peste ani o vor alege drept carieră în viață.